Salutare, dragă Scorpion, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna martie, zodia Scorpion, soarele, luna și ascendentul. Am să încep etalarea de astăzi prin a-ți transmite primul mesaj care îți va arăta unde ar trebui să-ți concentrezi atenția, da, în luna martie. Ce te așteaptă acolo pentru evoluția ta? Zodia Scorpion, luna martie, este oracolul Ridică-ți vibrația, un oracol foarte puternic. Ador mesajele din acest oracol. Dragă Scorpion, mesajul pentru tine este: sentimentul de frică este un apel la iubire. Ceea ce îți transmite este că, de fapt, fără a simți acest opus al vibrației înalte, frica, da? Frica este opusul iubirii și trăim într-o lume a dualității. Menirea noastră este să experimentăm această dualitate pentru a ne putea redescoperi esența. Cine suntem cu adevărat dincolo de această formă fizică pe care o avem aici pe pământ? Hai să privim emoțiile joase ca pe binecuvântări. Ele sunt, de fapt, momente în care putem eleva către noi nivele de conștiință. Este o mare binecuvântare că putem trăi această experiență, această călătorie în această lume duală, da? Nu am putea fi recunoscători pentru lumină, pentru iubire, pentru bucurie, pentru bunătate, dacă nu am experimenta opusul. Suntem construiți din emoții, din gânduri, dar dincolo de toate acestea, în esența noastră suntem energie și scopul nostru aici pe pământ este să ridicăm vibrația colectivă. Așadar, dacă experimentezi acest sentiment al fricii, nu te împotrivi lui, nu îl condamna, nu îl judeca, ci iubește-l în egală măsură cum iubești momentele în care te simți fericit. Când ai capacitatea de a iubi acest sentiment de frică, lumea ta se va transforma, lumea ta interioară, dar și lumea ta exterioară. Dă-ți voie să experimentezi viața în toată plenitudinea ei. Nu mai considera că ceva trebuie sau nu trebuie să se întâmple. Primește viața cu un singur adevăr. Totul este exact așa cum trebuie să fie. Acum am să-ți citesc mesajul din cărticică. Ori de câte ori ego-ul tău devine gălăgios și insuportabil, înseamnă că ești în pragul unui miracol. Ego-ul este acea voce interioară care vrea mereu să te facă să te îndoiești de talentele tale. Este vocea care îți va comenta negativ imaginea și te va trimite în spirala disprețului de sine. Poate fi greu să nu te lupți cu ego-ul, dar atunci când nu o faci, mintea ta devine... Dar atunci când o faci, mintea ta devine un câmp de luptă. Cine își dorește așa ceva? Pentru a învinge vocea ego-ului e important să-i recunoști scopul. Este vocea fricii și se află acolo pentru a-ți oferi o alegere. Așadar, ori de câte ori auzi o voce în capul tău spunându-ți ce poate merge prost sau de ce nu ești suficient de bun, să știi că poți alege să-ți iei destinul înapoi în propriile mâini. Astăzi, universul te încurajează să nu lași nesiguranța și limitările ego-ului tău, ale trecutului tău sau ale fricilor tale să stea în calea iubirii care te-ai născut să fii. Tu ești iubire și ai fost făcut să împărtășești această iubire. Despre asta este vorba când îți ridici vibrația. Iar vibrația zilei este: aleg să ascult vocea interioară a iubirii. Preia această
Afirmație, notează în telefonul tău pe o bucată de hârtie, rostește-o în fiecare moment și în fiecare zi de acum înainte. Acum întrebăm tarotul, unde există această frică cel mai mult în viața ta? Hai să descoperim ce îți este cel mai frică. Patru de spade în poziție inversă. Văd această energie ca pe o energie în care există per total un consum în viața ta. Cred că există mai multe aspecte asupra cărora tu simți frica atunci când trebuie să iei o decizie, să alegi, să faci niște pași concreți. Îndemnul prin această carte este să dai la o parte grijile. Poți face acest lucru prin a-ți dedica timp ție, prin a-ți oferi atenție, îngrijire, momente de liniște și relaxare. Ești într-un moment în care te-ai supra-solicitat și poți ajunge la burnout. Asta înseamnă că este esențial, nu, foarte important, să ții momente de reculegere, da? De reîncărcare. Nu mai poți continua în ritmul actual. Acest sentiment de frică pe care l-ai tot alimentat de-a lungul timpului te-a consumat în totalitate, da? Fii atent la cum te simți în corpul tău, cât de obosit te simți, cât de mult somn îți oferi, da? Este important să ai grijă de tine. Magicianul a venit oarecum în poziție laterală, așadar am să iau ambele fațete ale monedei și simt că ai această idee că tu creezi realitatea ta. Însă, în același timp, tendința este, în baza tiparelor tale subconștiente, limitative, să încerci să manipulezi realitatea, să încerci să controlezi lucrurile în viața ta, în viața ta, în viața oamenilor cu care tu intri în contact. Ei bine, asta se întâmplă pentru că ai blocaje energetice, de aceea și patru de spade aici în poziție inversă, da? Toată această luptă cu viața nu face altceva decât să te obosească. Ai încercat acest drum, ai gustat din rezultatele care au venit în urma acestui tip de comportament, iar acum îndemnul pentru luna martie este să adopți o atitudine diferită, să înțelegi că ești creatorul realității tale prin propria energie, prin propria vibrație. Vibrația curentă este o vibrație joasă, ea atrage de la sine aceleași experiențe, nu te poate duce către bunăstare și fericire dacă tu nu îți schimbi atitudinea și energia. Asta înseamnă să introduci în viața ta anumite practici care te ajută să schimbi și să transcenzi energia curentă. Pot fi afirmațiile, poate fi meditația, poate fi rugăciunea pentru recunoștință. Iar aici pe canal ai multe materiale care te ajută să schimbi vibrația energiei tale. Cu puțină voință, cu puțină răbdare, da? Pentru că tot timpul spunem că nu avem timp să ne oferim nouă timpul care este până la urmă al nostru. Este momentul să faci lucrurile diferit. Seara înainte să mergi la somn, fă o baie caldă, dar rămâi acolo în relaxare, ascultă muzică de relaxare.
când în timpul somnului puneți afirmații pozitive care să-ți hrănească subliminal mintea subconștientă cu ceea ce tu vrei să creezi pe mai departe în viața ta. Pe profil vei găsi mai multe playlist-uri, ascultă materialele de spiritualitate, dar și meditațiile și afirmațiile pozitive. Există confuzie în viața ta în momentul ăsta, iar această ceață mentală poate fi eliberată, da, din asul de spade de aici, prin exact cum spuneam, o atitudine diferită. Și această atitudine nu trebuie pusă la îndoială, ea trebuie luată cu determinare. Acțiunea trebuie să fie rapidă, nu trage de timp, pentru că cu cât tragi de timp, cu atât te încarci și mai tare cu ceea ce de fapt îți dorești să eliberezi. Optul de monede în poziție inversă arată lipsa de răbdare, cumva ai sperat că lucrurile să fie altfel și ți-ai pierdut răbdarea și ai început să cauți scurtătura, exact cum îți spuneam în magician mai devreme, ai tendința uneori de a face lucrurile superficial și asta arată clar că ai vrea să manipulezi și să controlezi realitatea din exteriorul tău. Din nou, optul de monede arată aceeași energie ca lui 4 de spade de mai devreme, însă în același timp îți arată și lipsa de experiență. Asta înseamnă că ai încercat doar o parte a monedei, da? Doar o fațetă. Ai mers pe un drum, l-ai tot bătut, ai făcut aceiași pași din nou și din nou și nu ai cum să dobândești înțelepciunea, experiența, dacă nu aplici alegerile și în cealaltă direcție, dacă nu iei decizii diferite, dacă nu guști și din cealaltă parte a paharului, da? Ai văzut partea goală a paharului, acum e momentul să vezi partea plină. Ai stat în frică, acum este momentul să arăți credință și iubire, pentru că doar astfel vei putea transforma realitatea ta. Ultimul mesaj pentru tine în luna martie vine din oracolul Universul îți apără spatele și hai să vedem ce mesaj îți transmite. Energia curge acolo unde intenția mea merge. Asta înseamnă că odată ce ți-ai transformat energia ta, odată ce ai depus timpul, efortul, dedicarea ta către transformare, ai capacitatea de a primi în viața ta experiențe diferite. Totul depinde de tine, totul începe cu tine, cât de multă voință ai în a-ți transforma realitatea. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină, îți mulțumesc că ai rămas până la final. Ne-am bucurat dacă dorești să arăți susținere către canalul nostru prin a apăsa butonul de like, a ne lăsa un comentariu cu un emoticon sau prin care împărtășești gândurile tale. Bineînțeles, împărtășește acest material și cu alții dacă consider că ar fi benefic pentru evoluția lor. Să ne revedem cu bine în etalarea lunii aprilie.